Ăsta de aici. Da, da, l-am făcut. Da, eram la Scubătenes. Când a venit Breșca, l-am chemat la Bătenes. Breșca l-a venit în 2008. Din America. De la aeroport. Direct aici. Direct la mine. Da. Asta. Da. Să-l pătruiești. Ce mai sunt? Tot albume? Asta l-am văzut. Nu, ăla acolo. Astea, nu, uite, da. Tot albume. Astea au fost independente și astea la magie, uite, la 100 de ani. Astea la 100 de ani. De la liceu, uite, aici. Cetățean de onoare, poze. Da, uite-te, foarte frumoase și interesante. Deci, o categorie, categoria asta, da? Pe promoție. Pe promoție? Da, pe promoție am. Da, da. Da. Și, da, luați. Ăștia-s profesori. Profesori. Nu, nu, nu. Asta la sărbătorile mea. A, da. Înseamnă că sunt apropiați. Am crezut că sunt de la liceu, de pe undeva. Nu, 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 nu. Scrie aici sus. A, scrie. Da. Da. Partea celor apropiați. Da, familia. Da, 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 da. În continuare, familia. 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 Câți copii ați avut? Câți copii? Doar fata, doamna, da. Nepoți? Nu. Dar văd aici o... Da, 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 da. De la frați, de la surori. Da. Da. Deci ăștia sunt toți din familie. Manifestările festivitatea de la primăria din municipiul Giurgiu pentru decenarea ordinului meritul pentru învățământ în grad de cavaler. Alte distinții avea inaugurarea Ateneului Nicolae Bălănescu, al cărui cofondator a fost după vremea, după de mult. Uite, asta este. Asta, uite, astea sunt. Da, imediat. Da. Societatea de Științe Matematice din Giurgiu. Da. Da, astea de la sfârșit sunt tare frumoase. Da. Da. Sunt frumoase. Da. Toate astea. Frumoase. Da. Diplomele, medaliile. Uite.
Aici. Acolo. Gata, imediat. S-a trimis pe colația la Giurgiu, m-a trimis în primar. Iar astea cu diplomele. Uitați pe asta ziua. Adică nu sunt prins. Aha. A, aici unde se taie o... panglică. O panglică, da. Restaurarea, inaugurarea Ateneului. Aha. Uite, astea sunt iarăși interesante. Da, mă rog. Aici, cu ocazia centenarului, mi-a dat o icoană. O icoană? Da. Uite aici. O icoană. Asta e. Oh, ce frumos. Asta e promoția 57. Da, 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 da. Asta e promoția 57. E un mare avocat aici în București. Neagu Ion, dacă știi, ați auzit el. Da, 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 da. Eu nu, nu. Este în Paradise și rectorul facultății de drept Chisturescu. Ia uite. Da. Numai tata, care era avocat, ar fi putut să îl știe, depinde câți ani avea. Depinde câți ani avea. Astea sunt de la, de la diverse întâlniri în 1968, o, Doamne. Aici, ține fiecare, 1949, promoția. Întâlniri în 49, Doamne. Așa, 49. Sunt unele mai apropiate de zilele noastre. Și... față de materialul care l-am eu, sunt de 6. Și intenția mea de a face legătura dintre promoții diferite ale liceului, între generații, mă consider că sunt un unicat. Nu știu. N-am auzit pe nimeni făcând astfel de lucruri. Da. Nu, dar a fost un liceu cu tradiție și eu îmi fac curs. O să-mi fac timp o zi ca să mă duc să îl văd pe viu acolo și... Să... Dar ce-mi pare rău că eu m-am gândit ca pe blocul în care a locuit Traian Angelescu să punem o placă comemorativă noi elevii lui și ne trebuia o poză mai bună decât aia, să poate scoate, decupat de acolo. Dar una care pe la școală să fi fost, ca de buletin, ca de asta, așa, single să fie, nu cu soție. Da, știți că am fost la prăbuntarea lui. Da, la Beluga. Eu v-am povestit cum l-am găsit, printr-un comandant de poliție, de la poliția mea, secția 13, pentru că eu am făcut toate demersurile rugat de colegii mei să vedem unde să depunem și noi o coroană de flori acolo, aprindem o lumânare, unde a fost. Dar, pentru că el în acte era trecut Angâhelescu, de-aia nu l-am găsit. Și ăsta imediat, în 5 minute, mi-a aflat, domnule, poliția. A zis, domne, zic, născut în Giurgiu, 1907. Și atunci el mi-a spus așa, da? A sunat acolo, a venit secretara și a spus, ia spune, domne, aflăm totul despre ăsta. Traian Angelescu, născut 13.06.1907, tot mi-a spus. Deci da, 22.02.1988, cu actul de deces de 534.88. În 1988 s-a prăpădit. În 88? În 88, da. Deci acum am toate datele de pe... N-am mai ținut seama. Să poți să... Da, da, da. 88. E, eu și atâta. Acum știu. Eu am anunțat pe foste elevi de a veni la următarea lui și că am căzut. A
Nu, era o vreme ca asta, cu zăpadă. Eu știu. Da, în februarie s-a zăpadat, în februarie. Când se îmbătau jos din tramvai, la Bero acolo, am căzut. Oh. 88 s-a întâmplat asta. 88. În ceea ce mă privește? Da. Dragul meu, declinul se accentuează. În sensul, mi-era teamă și mereu mă pronunțam că nu am o stabilitate a echilibrului și așa s-a întrebat acum. Am căzut la Juju, așa de rău. Anul ăsta? Da. În casă. În casă. În casă. Am reușit să mă duc trebuie și până la telefon și de acolo salvare, spital, venit la București. Dar unde v-ați lovit? În cap și pe coaste și pe mâini, pe toate părți. Așa. Da. Și acum am stat 12 zile în spital aici la Floreasca. La Floreasca. Acasă sunt să repasele. Pentru altele, am un terapeut care fac masaj și mișcare de două pe săptămână. Recuperatorii, da. Și progres. Progres. Da. 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 Vă spun o poveste acum. Da. Luată cu un promut. Și vine doamna neagră, la un cetățean. Da. Și cetățeana, stai venit acum, mai am ceva de făcut. S-a ajuns la înțelegere că să-l mai lase, ca să-l avertize. După un timp de agresiune și el i-a fost, păi nu m-a avertizat. Cum nu te-am avertizat? N-ai fost, n-ai suferit de păcat, n-ai suferit de păcat, așa și cum era acum, cu căderea asta, m-a avertizat. Bine că s-a dus și n-a rămas da, rău. Da. Dar tare eram curios să știu cine-s fetele astea. Poate dacă o să vă uitați cu lupa și vă aduceți aminte să-mi spuneți. Că una spune că ar fi fost... Eram și mulți. Da. Dar să mai spun o dată cine sunt să-i filmez eu. Pentru că... A, cine sunt, da, da, să mai... îi știu. Nu, dar lasă-i spună dânsul. Da, să-i spună dumnealui. Spune-i să mai zică. Și să-i arate cu degetul. Spune-i tu. Da, arătați-i pe rând. Pe cei care îi știți, arătați-i. Aici este Eugen Rusu, da? Da. Aici e Rudolf Voinarovski. Care se acoperi asta? Asta este Caiu Iacob, da, da, da. Caiu Iacob, da. Văd că pe ăla l-a recunoscut primul. De la Oralia. Da, Caiu Iacob. Da. Asta Ce-o, este Gehai Stehai Gheorghiu, da, 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 corect, corect. Da, 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 da. Asta e Pompiliu Dumitrescu. Nu mai cam zice. Tot profesor universitar. Da. Un nume de evreiesc, nu știu, Tiroler cu... ceva de voi n-ar ști care e. Ăsta, Voinarovski ăsta e. Voinarovski? Da, da, da. O faptă bună de al Voinarovski. Da. Am fost elev de al meu. Da. Era student la el. La Petrol și Gaze. Petrol și Gaze. El a fost decan la utilaj petrolier. Profesor de mecanic. Și elevul cu tot e implicat într-o organizație pro-american. Da, ca să vezi. Așa. Și l-a chemat
pasa pe inginerul Mihai, nu? Și a spus să plece imediat. Și a plecat la Cluj. Și a pierdut urma. Și a ajuns omul o situație frumoasă. Da. Inginerul lucra la omărul director. Să se ierte. Are doi, un băiat și o fată. Fata profesorului de matematică și băiatul inginer în America. Și el nu mai are de telefon. Instigat, dai o telefon ca să apă că a murit. Mersul de nevastă a murit. Și Rudi a murit în 73, la 73 de ani. Da, în 73. A făcut o comoție cerebrală și a prăpădit. Era unul din marii rezolvitori și avea un creier limpede de tot. Multe din cărțile lui au ajuns la mine. Nevenglovski. Ai auzit, nu? Colegera de problemă, cum se numește? Albumul ăsta este cu albumul ăsta sunt cei din familie. Nu, nu, de la centenar. Sunt da, de familie. Are trei părți acolo. Da, da. Sala, prima parte este sala unde s-a ținut festivitatea și mânarea omagială. Diplomei? Mânarea premiilor. Da. Ați făcut copii după astea? Da. Da, da. Ar trebui să vă dau și din asta pasă. Nu, nu, lăsați că le am acolo, nu vă mai chinuiți. Da. Pentru că am o listă cu toate prețuirile astea, așa. Da. Mai venim o dată. Mai venim o dată. Dacă ne mai primiți, mai venim o dată. Păi ne-a spus atâtea lucruri formidabil de interesante. Interesante, da. Și despre profesor, și despre elevii dumneavoastră, și despre... Da, o chestie interesantă care mi-ai spus-o tu, am reținut-o, că unul cu teoria grupurilor l-a întrebat și domnule, dar cu cine ai făcut teoria grupurilor? Zice, păi am făcut cu Dan Barbiliance. Ești exonerat, te-am iertat, că nici ăla nu știe nimic. A, nu, cu Moisil, cu Moisil. Moisil? Moisil, Moisil a spus despre Barbilian, nu? Nu, nu, Barbilian despre Moisil. A, invers. Eu, deci ăla, eu am crezut că e pe dos. Nu, module de module, de teoria, de teoria modulelor, da. Și culmea, de asta mă mir, pentru nu, că nu, 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 nu. Ăsta, eu, Barbilian, era tare la chestia asta cu algebra și cu regulile astea. Nu, era o chestie pe care n-o făcusem și... Da, da. În Giurgiu... E un foișor... Un ateneu, da, care poate denumirea... Bălănescu. Bălănescu. Da. În acest ateneu, în plasma războiului, din 38-39, am fost și eu coptat. Și... N-am mai luat decât era cu președinții care era acest Nicolae Bălănescu. Da. Când am venit după front, Bălănescu era bună suferință. Da. Am mai trebuit doi ani și am venit și el. E bine acum, prin faptul că eu eram singurul supraviețuitor de vechi comitet, așa, mi s-a făcut cinstea asta, așa, am și-o vorbit, în urmă. Să te ia spanglica. Da, să te ia spanglica. Aici e cu Iorgulescu, cu președintele Uniunii Compozitorilor. Da, da. Cu Iorgulescu, da? Da, da. Ministrul Culturii. Da, a fost ministrul Culturii, da. El a dat bani pentru refacerea clădirii. Foarte frumos. Să vă spun ceva despre Barbilian, care poate o știți, poate nu o știți.
El își făcea veacul, acolo m-a dus Tăian Angelescu ca să-l cunosc eu pe el în 59. Cu acest, l-am cunoscut și eu. După 2 ani s-a prăpădit Dan Barbilian. Și mi-a zis, uite, elevul meu, nu știu ce, i-a spus Tăian Angelescu de mine. Zi mai tare când aude. Și atunci mi-a povestit următoarea chestie, după ce am plecat de la Capșa. Și domne, știi ce a făcut? El aici își face veacul și își scrie notițele pentru cursurile lui de axiomatică la Capșa. Dar mai și traduce Richard al III-lea de Shakespeare în limba română. Adică făcea mai multe chestii acolo. Și la un moment dat, chestia care a rămas celebră, apropo că era un tip coleric, a scris în condica de sugestii și reclamații. Băutura pe care dumneavoastră o serviți drept cafea este un șvarț ordinar contrafăcut. Este un... Da, așa, un șvarț contrafăcut, adică o băutură aiurea, așa, contrafăcută. Zice, prin asta dumneavoastră, zice, sabotați planul cincinal în care eu trebuie să fiu și profesor la matematică și să traduc asta. Și toată lumea a râs, asta s-a dus și a făcut fotografie asta, Șerban Cioculescu, și o spune în amintirile lui, dar mie mi-a spus-o Traian Angelescu. Și bă, și ăsta e nebun. Și ăsta s-a uitat la el, cum îi spune Traian Angelescu, pe mine mă ducea acolo ca pe maimuță dresată să arate ce elev bun are el acolo. Ce ai făcut, mă? Și am arătat niște probleme propuse de mine și făcute, cu Mercul, cu Pascal, cu nu știu ce. Și ăsta se uită și îi spune, zice, bă, zice, pe ăsta la noi îl trimiți, adică la matematică. N-a fost să fie așa. N-a fost să fie așa, am făcut politica. Dar la un moment dat, în momentul când mi-a spus, eu am prins aripi când mi-a spus că am făcut chestia. Și zice, ce stai să vezi, zice, că le-a și generalizat. Zic, am generalizat Mercul, cu Pascal. Și ăsta s-a părut că a auzit prost. Ăsta Barbilian și întreabă ce a zis, mă, că a făcut și cum ar fi fost o chestie conspirativă. Ce stați să vedeți, domn profesor, ăsta era așa ca un actor, Traian Angelescu, așa, uns cu toate alifiile, cu gesturi largi, cu nu știu ce. Și când termina, țin minte, la curs la noi, te ceva, își bătea călcâile așa ca două, așa, țac, ce, s-a consumat. Parcă era Fernandel când spunea, era un tip deosebit. Unde a povestit de Charles de Barbilian, o îndreptare de-a lui. A fost dat afară de învățământ ca legionar. Cine? A fost Barbilian, a fost legionar. Ah, da, era, da. Să știe. Și era ministrul învățământului pe vremea aceea un Murgulescu. Da. Așa. S-a dus la minister la el și la înțeleagă, postarul n-a auzit la drumul. A intrat pozna peste postar și a ajuns la cabinet. La cabinet, secretarul n-a auzit la drumul. Cu bastonul lui și ce, a intrat de la drumul. Da, foarte tăios asta. Și l-a salvat sau nu l-a salvat? L-a salvat. L-a primit. Dar n-a ajuns de învățământ la rangul la care a meritat. Da. Mai mult e cunoscut ca Ion Barbu decât ca Dan Barbilian. Da. Prin poeziile lor, da. Extraordinar de abstracte. Eu nu le înțeleg. Mă rog, în orice caz ăsta, domn profesor, când m-a recomandat acolo, parcă îl văd, avea așa stropișor de cafea până în barbă, așa avea chelie, și în momentul în care m-a recomandat acolo și am spus că am o problemă cu Mercul Pascal, ce, păi domnul profesor, e specialist în Melciu, n-am știut că a scris chestia aia la vremea, n-am înțeles calamburul ăsta, știi, când i-a spus. Da, am păstrat... Pe 21, nu știu cât era, nu cred că era, în orice caz, în toamna lui 1959 asta,
am păstrat foaia aia pe care am zgălit și el ceva, mă. O am și acum. A ruginit spirala de la ăla, unde am zgălit el acolo ceva. Și, a, și eu i-am spus, țin minte, îmi zic, domne, i-am spus, zice, că el a reinventat roata, asta era sadic, Traian Angelescu. Ce sigur că se obține din acest loc geometric, Mercur Pascal. Și ăsta a spus, a stat un moment și a zis, nu, zice, Mercurul e incomplet, îi lipsește originea. Așa cum era definit de mine, ca loc geometric, îi lipsea originea, știi? Adică avea un punct mai puțin. Nu, era definit în originea. Dacă aveți o casă de vizită personală? Nu am. Eu v-am lăsat-o pe a mea, dar n-am acum la mine. Dar mai am. O aveți? Am. Da. Eu sunt Don Giovanni Cabiar. Îi las eu scris, domnului. Că vreau să vă iau numele exact. Vi las eu. Și funcționați? S-au terminat cu... Nu, eu sunt pensionar de 14 ani. Pă! Da. Păi ești tânăr. Am și eu niște ani, am 76 de ani. De fi sănătos. Am fost profesor de matematică. Eu l-am avut în București. Da, am lucrat la Institutul Politehnic o vreme și pe urmă m-au luat la goană că au constatat că tatăl meu a fost condamnat politic și am lucrat în învățământul liceal după aia. Unde? La ce școală? La mai multe școli. Unde? La mai multe școli. Am fost la mai multe licee. Da. Dar mi-a plăcut. Îmi place și acum matematica. Și mie îmi place. De-aia sunt aici? Ce mai spun? Dandonie, ce știți de Andonie? Andonie, care a scris istoria matematicii la noi. Andonie. Ștefan, inginer. Da, nu știți, da. Vizeți ăștia, că vreau să... M-ar interesa asta. Pe cine să întreb eu? Poate că pe Trifu să-l întreb. Da. Pe Trifu-l cunoașteți? Da. Așa. O știe ceva? Ce s-a făcut cu manualul scris de Michelianu, despre profesor de matematică. Păi, prins acolo. A apărut pe piață, da? Dar eu știu că a apărut, pe piață, dar și-l găsim într-un număr... Am o memorie a lui, băi, Michelianu. Nicolae... Știți că el făcea fotografie la toată lumea. Cum te vedeați, făcea o fotografie, avea o colecție, toți prietenii lui erau fotografiați. A fost un om foarte, mie mi-a făcut o impresie foarte bună și ca profesor, și ca om, și ca... A fost un om cu scaun la cap. A fost cartea cea mai iubită de mine, aia, nu complemente de matematici, geometria elementelor remarcabile, de care am mai vorbit. Cizind memoriile lui Michelianu, în mare, nu mi-a plăcut viața de familia lui. Da. A fost căsătorit de două ori, o dată și cu o studentă. Dar lui. Da. Sau dacă nu zice trei ori. Și din prima căsătorie a avut o fată care l-a iubit și l-a îngrijit foarte mult. Da. Să stea pe aici, pe Dimitru, pe aici. Fata sau el? El a stat pe vulturi lângă mine. Da. Vulturi. A scris niște articole foarte frumoase. În ultimul timp a lucrat cu o matematiciană care se numea Maria Neumann. Neumann. Da, în nu ultimul era timp. Cumva fata lui Neumann de la ISBH? Nu știu. Dar parcă a avut și un băiat. Nu. Nu n-a avut, nu? Nu știu de ce, parcă eu mi-aduc aminte odată că la Casa Universitarilor mi-a spus că l-a întrebat pe fisul, așa mi-a spus, parcă așa mi-aduc aminte. Băi, zice, ce faceți voi la funcții speciale acolo, zice. Și a venit cu niște prostii, zice, și am pus eu mâna pe creion și am făcut, zice, tot ce... Parcă așa mi-aduc aminte, că mi-a spus că parcă avea și un băiat, nu știu. Eu l-am zis odată că n-am fost la el, avea un nepot la meditație. Poate nepotul, și o să nu fi ținut minte, da. Și avea o bibliotecă foarte frumoasă. Da. Avea o minte foarte clară și era un foarte bun profesor. Da.
Nu bătea câmpii, nu, totul era clar. Da. Pe mine era surprins cum m-avea pe mine în vedere asta. Cuvinte foarte frumoase, foarte elogioase. Da. Și când auzi din pronunțarea lui, eu crezând că vreau să mă duc la el, că mă ducea la el. Ați fost acolo pe vulturi la el, la casă? Am fost cu el. Da. 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 Ce nu am eu, cartea lui Buicliu de construcții, și uite care vrem să o văd. O ai? Nu. Nu. Cartea lui Buicliu de... Cartea lui generalul Buicliu de construcții geometrice v-a trecut prin mână? Da, cum nu? Eu nu am mai. Ce memorie. Da. 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 Am dat toate. Toate am dat. N-am mai ținut nimic. Lăsa bine să mergem, că l-obosim pe domnul. Mai venim și altă dată. Mai venim și altă dată să nu mai vă obosim. Bine. Gata. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și mi-a făcut chiar mare bucurie că am stat de vorbă cu dumneavoastră. Vioiciunea asta pe care o aveți, memoria formidabilă, da. Faptul că încă citiți fără ochelari. Deci aveți 104 ani și da. 6 luni sau cât. Da, da, da. 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 Da, mulțumesc. Așa. Da. În primul rând, soția, soția mea, nu știu dacă am anunțe cine vine la tine. N-are ținut. Da. Și bănuiam că vine altcineva la mine. Un profesor de matematică care se cheamă Matei. Îl cunoști? De la Bălcescu. Da? Cel de la Bălcescu? De la colegiul Sfântul Sava, nu? Matei de la Sfântul Sava? Nu știu. Profesorul Matei care a lucrat la Sfântul Sava? Nu știu. Da, 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 despre el trebuie să fie vorba. Matei. Așa. Pentru că acest Matei, auzind despre mine, că el ar fi și la o școală de asta de regizori. Aha. Și că ar avea o echipă de actori, amatori, și face diferite spectacole. Am înțeles. Așa. Și a ajuns să vii și la Giurgiu. Așa. Mi-a dat telefon, știi că eu nu mă pot duce, afla de mine. A ținut neapărat să îmi dea o diplomă. Da. Nici acum n-am înțeles din partea lui. Și pentru ce? Da. E o fundație ceva probabil. Da. Și credeam că vine el acum la mine. Eu l-am meditat. Nu, i-am spus doamnei că cine sunt, m-am recomandat. Asta e. Așa. Vă scrie adresa și telefon sau ce... punctele de contact. Eu am fost uimit când am ajuns în anul întâi de facultate și aveam asistent la ce erai, la analitică sau la analiză, la MIU, nu știu, sau la amândoi. La amândoi. Nu mai știu ce am făcut. Și mi-a pronunțat corect numele, că abia zic, bă, zic, de unde n-ai? Și în pauză mă întreabă și tu, zice, ești cumva rudă cu unul Carol Cabiale? Zic, păi e vorul meu! Am fost apropiat de aia și cu Ghiță Simionescu. Aaa, Gheorghe de Simionescu? Da. O cea mai frumoasă carte de geometrie analitică, da, de el este scrisă. Exact. Da. Exact. Vezi? Vezi că le știu și eu, mă. Iar geometria în spațiu, da. A lui Cezar. Da, Cezar. Coșniță, Cezar. Cezar Coșniță. Da, da. Da. Și ăsta a avut data frumoase. Aici este numărul meu și cele două numere de telefon. Asta a avut la frumos. Da. Băi, vezi, dacă n-ai carte de vizită, eu n-am avut aici, că nu obicei mai aveam nevoie. Obicei burghez. Nu există. Așa spune un prieten. Și mă, n-ai carte de vizită, nu există. Eu am. Mi-am făcut.